Exilată de fostul ei soț la Florența, regina mamă Elena s-a întors în România în septembrie 1940, în plin război european. Țara se afla pe marginea prăpastiei. România fusese obligată de Hitler, Stalin și Mussolini să cedeze Basarabia de Nord și Basarabia Uniunii Sovietice și Transilvania de Nord Ungariei. În context, Carol al II-lea fusese nevoit să părăsească tronul la 6 septembrie 1940, iar fiul său preluase coroana. Generalul Ion Antonescu, devenit premier cu puteri sporite, i-a conferit imediat Elenei titlul de regină mamă și a trimis trenul regal să o aducă acasă. Misiunea ei era să-l ajute pe Mihai, în vârstă de 19 ani, să-și învețe prerogativele, dar amândoi erau ținuți departe de decizia politică. România a devenit stat național legionar. Sub pretext că păzesc câmpurile petrolifere, țara a fost înțesată de trupe nemțești, iar guvernul scotea decret după decret antisemit în logica alianței cu Germania nazistă. În ianuarie 1941, generalul Antonescu a izbutit totuși să-i înlăture pe legionari de la putere, convingându-l pe Hitler că numai el, generalul, poate asigura ordinea în țară. Dar odată cu declanșarea operațiunii Barbarossa, prin care Germania nazistă, aliată cu România, Ungaria și Italia, a atacat Uniunea Sovietică, regimul Antonescu a reluat operațiunile antisemite. În toamna anului 1941 se produc deportări masive spre lagările de tranzit din Basarabia și apoi spre Transnistria și în aceeași perioadă, în octombrie 1941, se produce masacrul de la Odessa, unde sunt uciși în jur de 20.000 de evrei. Informații despre toate aceste atrocități au început să ajungă la rege, la regina mamă, la lideri politici, la Maniu, la Brătianu și la intelectuali din România, la fețe bisericești și de asemenea la conducerea lumii evreiești. Generalul Antonescu insista ca familia regală să meargă în teritoriile cucerite și să-i legitimeze campania contra Uniunii Sovietice, dar implicit și asocierea la Holocaust. Negocierile casei regale cu Ministerul Propagandei erau tensionate. În timpul războiului, în 1942, regele Mihai a venit în Basarabia, dar în ciuda insistențelor mareșalului Ion Antonescu, a refuzat să meargă în Transnistria. Considera că granița României este pe Nistru, așa cum fusese stabilită ea în 1918. În plus, autoritățile române aplicau în Transnistria varianta proprie a soluției finale. Au murit acolo de foame, de frig, de boli, zeci de mii, poate sute de mii de evrei adunați din întreaga Românie, dar mai ales din județele Moldovei, inclusiv din Basarabia. La curent cu situația, regina Elena se face purtătoarea de cuvânt a protestelor și plângerilor. În dosarul Yad Vashem pentru obținerea titlului de drept între popoare din partea Israelului, rabinul Shafran scrie că a implorat-o pe regina mamă să ia sub protecția ei pe evrei. La fiecare apel al meu, regina mama a răspuns imediat, cu evlavie, cu înțelepciune, cu delicatețe și fermitate. A făcut eforturi să-i salveze pe evreii prigoniți și i-a salvat. În scrierile mele am numit-o o adevărată mamă. Așa a fost regina mamă Elena pentru evreii din România în anii în care erau vânați fără milă. Jocul abil al reginei a început prin a-l aborda diplomatic pe ambasadorul german la București, Manfred von Killinger. Răspunsul, grosolan și amenințător, nu a speriat-o. S-a sfătuit cu nunțiul apostolic, Andrea Casulo, cu patriarhul Nicodim, apoi s-a adresat direct lui Mihai Antonescu, premierul de facto, numărul 2 după conducătorul statului Ion Antonescu. În toamna lui 1942, urgența urgențelor era să trimită un tren cu medicamente și alimente în lagărele din Transnistria, apoi să oprească planul lui Hitler de a scoate toți evreii din România. Comisia Yad Vashem a conchis că aici Elena și-a riscat viața. Spionii SS, trupele de ucigași naziști, erau infiltrați și în Palatul Regal. Există și un document atașat din 30 octombrie 1942, semnat de Richter, agentul lui Eichmann trimis în România, și acesta spune că regele Mihai a protestat față de deportări, spunându-se că riscă ca numele lui să rămână în istorie drept Mihai cel Groaznic. Și de asemenea este consemnat protestul reginei mamă, care amenință să părăsească țara în cazul în care deportările nu sunt oprite.
Atitudinii ferme a familiei regalei s-a alăturat un raport întocmit de diplomații de la misiunile din străinătate, care explicau generalului Ion Antonescu că alte state aliate cu Germania rezistă cu succes presiunilor de aplicare a soluției finale. În plus, Ion Antonescu refuza să mai facă concesii cât soarta Transilvaniei nu era clară, iar birocrații români de la toate nivelurile puneau bețe în roate naziștilor. Se pare că au existat o anumită rezistență la nivel administrativ și în special dinspre decidenții din căile ferate, care au spus că nu există capacitate de transport pentru a face deportarea întregii populații evreiești din vechiul regat spre teritoriile poloneze. Toate deportările au fost oprite, iar în 1943, regina Elena l-a convins pe mareșalul Antonescu să-i repatrieze pe orfanii evrei din Transnistria. Salvarea copiilor, care tocmai începea, a fost oprită de însuși Adolf Eichmann, cel care superviza Holocaustul în toată Europa. Reacția lui a fost atât de violentă, încât Ion Antonescu i-a transmis Elenei că ea însăși este în pericol. Regina știa că rangul nu o apără de naziști. Mătușa ei, Mafalda a Bulgariei, se afla deja într-un lagăr nazist și va muri acolo, iar sora ei, Irina, fusese arestată de fasciști în Italia. Dar Elena nu s-a oprit. Orfanii evrei au fost aduși acasă la începutul lui 1944, cu multe luni înainte ca regele Mihai să reușească să retragă România din alianța cu Hitler.